Controversata dispariția celor trei copii de 7, 9 și 11 ani din Sânt Andrei este pe cale de a fi elucidată. Minorii au fost găsiți ieri în Serbia, zi în care a apărut în mediul online și un filmuleț cu cei trei copii și tatăl lor. Povestea cusută cu ață albă a ținut autoritățile în alertă câteva zile. Astăzi, bărbatul și copiii au fost aduși în România. Tatăl a fost condus la poliție pentru audieri și reținut pentru 24 de ore, iar copiii vor fi duși într-un centru de plasament din subordinea DGASPC Hunedoara. La câteva zile după ce a fost anunțată dispariția celor trei minori, anunț făcut de către tatăl lor, aceștia au fost găsiți ieri în Serbia. Deocamdată nu se cunoaște exact cum au reușit să treacă granița minorii, însă organele abilitate fac cercetări în acest sens. Cei trei copii, precum și tatăl acestora, au fost preluați ieri de o echipă mixtă formată din polițiști și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, de la punctul de trecere a frontierei România-Serbia. Porțile de fier 1. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi cerut azil politic în Rusia. Ce trebuie să facă copilul? Ce sunt? O să trage în lumina asta de port de protecție? Dar dacă vezi copii, bărbatul a fost condus astăzi la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara pentru a fi audiat. Unde ați vrut să mergeți? Să rămâneți în Serbia? Sau ați vrut să plecați mai departe? Păi, la suplătați să vă gândesc o chestie care nu aveam cum să mă gândesc. Cum comentați că acești copilași au ajuns în grija statului acum? Totul. Bărbatul va fi condus la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, acesta fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorilor, inducerea în eroare a organelor judiciare și participație improprie la trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Polițiștii și procurorii continuă cercetările în acest caz și colaborează cu autoritățile pentru protecția minorilor și pentru a asigura respectarea tuturor prevederilor legale. Față de cei trei minori, urmează a fi instituită măsura specială a plasamentului în regim de urgență în cadrul unei unități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.